Miercuri la Salău va fi pus în scenă cel mai complex spectacol de jazz. Elena Mândru alături de o formație finlandeză vor desfășura pentru publicul prezent o călătorie muzicală exotică. Cel mai complex spectacol de jazz din Sălaj se pune în scenă în 22 aprilie 2015, începând cu orele 20 la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde veți putea urmări cel mai recent proiect al vocalistei Elena Mândru, alături de formația finlandeză Finaction, într-o călătorie muzicală exotică. Sweet melody, sent down from angels above. You know, so it would seem. The Shots vor da un impuls de culoare paletei muzicale, purtând publicul pe note de jazz. Vor interpreta melodii celebre precum sunt Hit the Road Jack, Besame Mucho, La Vie en Rose, Summertime și multe alte melodii. Municipiul Zalău va fi prezent astfel pe harta globală a muzicii jazz și în rețeaua națională, alăturându-se unor orașe precum Cluj-Napoca, Alba Iulia și București, unde se organizează multiple manifestări de jazz cu tradiție. Un plus de greutate va fi dat acestui eveniment și de prezența ambasadorului Zilei Internaționale a Jazzului în România, conferențiar universitar Dr. Virgil Mihaiu. La nivel global, această zi internațională este sărbătorită în peste 200 de orașe sub patronajul UNESCO. Biletele pentru concertul legal se găsesc la Casa Municipală de Cultură din Zalău de luni până vineri. Prețul unui bilet este de 20 de lei.